Prima parte din luna de miere a lui Dan Badea și a Mădălinei Drăghia a fost frumoasă, însă plină de peripeții. Cei doi au fost pe punctul de a-și pierde viața. În Lisabona ce s-a întâmplat cu telefonul? Le povestește-mi tot. Eu de obicei sunt foarte atentă și am grijă de lucrurile mele, dar fiind în vacanță m-am relaxat. Stăteam pe malul fluviului, care zic fluviu pentru că este foarte mare, chiar e un fluviu, se varsă în ocean, exact acolo în Lisabona, și este foarte adânc, e navigabil. Stăteam pe marginea fluviului, telefonul l-am pus în poală și mi-a fugit, mi-a alunecat din poală direct în apă. Bineînțeles că am avut o reacție de moment și am intrat în apă după telefon. Dan era foarte panicat, nu știa ce să facă, cum să mă scoată de acolo, el știe să înoate mai puțin decât știu eu, așa că a fost un moment pe viață și pe moarte. Deși întâmplarea le putea fi fatală, cei doi fac acum haz de necaz. L-ai scos, ai reușit? În niciun caz, nu. S-a dus, e cu pește, acum e bine, mi-a dat mesaje în Atlantic, se descurcă, este foarte bine, mai puțin și ajunge undeva prin New York, cred. Da, o să-mi dea mesaje. Mai greu contactele acum, că ți-ai pierdut toate contactele. Am un soț extraordinar, mi-a salvat tot din telefon înainte să plecăm în vacanță. Aoleu, o fi simțit el că se întâmplă ceva pe acolo? Nu. Așa fac eu de obicei, să mai precaut. Mie pe vremuri mi se spunea precauția, deci sunt foarte precaut, da? Și m-am gândit că o să fie bine. Mai mult, Dan și Mădălina deja au planuri de sărbători. Nu este vorba despre o vacanță obișnuită, ci una care se anunță extrem de fierbinte, pentru că cei doi pleacă în a doua parte a lunii de miere. Decembrie, când vine frigul, ne ducem la căldură. Ne-am dorit lucrul ăsta de mult timp și ne-am rezervat partea a doua din honeymoon să fie în decembrie de sărbători. Deși soții Badea sunt fericiți, se pare că a uitat de cineva. Cătălin Bordea se bucură pentru ei, însă se simte singur și lăsat pe din afară. Îmi pare rău, pe tine în vacanța asta, în honeymoon, nu o să te luăm. Nu e prima oară. Tu o să rămâi cu pisica. Da, așa a fost. Asta e copilăria. Asta e toată viața mea. Nu plecăm de tot, ne întoarcem. Așa au spus și ceilalți. Să știi că nu e cu nimic. Cred că voi măcar să luați bilet la autobuz, vă rog. Că vă lăsați acolo. Oh, da.